Gest nobil realizat de un grup de cetățeni astăzi în municipiul Drobeta, Turnu Severin. Aceștia au găsit un portofel cu foarte mulți bani în el, în parcarea unui hipermarket din oraș, și au decis numai decât să sune la poliție. Au câștigat admirația cetățenilor după ce au restituit un portofel plin cu bani. O zi ce părea liniștită pentru o familie din municipiul Drobeta, Turnu Severin, s-a transformat total în momentul în care au decis să meargă la cumpărături. Aceștia au găsit un portofel plin cu bani în parcarea hipermarketului Cora. Nu au stat prea mult pe gânduri și au sunat numai decât la poliție. Domnul din imagine spune că nici nu s-ar fi gândit vreodată să păstreze banii, pentru că este conștient că cineva i-a pierdut și ar fi avut mare nevoie de ei. Am înțeles că ați găsit un portofel aici în parcare cu foarte mulți bani în el. Spuneți-ne cum s-a întâmplat mai exact. Păi eram întregi și l-am observat jos, portofelul, și l-am ridicat, l-am luat în mână și m-am uitat în el și am văzut ce este în el. Și pe urmă am sunat la poliție și pe urmă am așteptat să vină poliția să dăm portofelul cu bani cu tot. Euro a fost în el și cu bani românești, lei. Deci am înțeles că a fost o sumă mare de bani. O sumă foarte mare, da, de bani. Aici a fost zona exactă unde s-a pierdut? Aici da, aici în stânga. Da, da. La dumneavoastră v-ați gândit să faceți o faptă bună. Da, da, o faptă bună. Și Dumnezeu ne face nouă fapte bune. Să avem credință în Dumnezeu. Am văzut dacă atâtea persoane, ba fură, ba l-ar fi luat direct, dumneavoastră v-ați gândit să... Da. În prezența domnului, polițiștii au verificat portofelul găsit, stabilind că în interior se afla o sumă mare de bani, atât euro cât și lei, dar fără acte de identitate, pentru a facilita stabilirea persoanei căreia îi aparține. Fapta bună realizată de acești cetățeni ne dă speranța că lumea încă poate merge înainte și da, pe astfel de persoane ar trebui să le luăm drept exemplu. Aceștia au câștigat admirația cetățenilor după ce au restituit portofelul plin cu bani. Până la acest moment, polițiștii încă nu au găsit proprietarul portofelului, în continuare se fac cercetări.